Bun găsit! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre automatizări. Care este rolul acestora în circuitul electric al unei locuințe care are și un generator de curent pentru situații de lipsă de tensiune în rețeaua națională. În linii mari, evident, nu vom intra în foarte multe detalii pentru că nu este scopul ăsta. La sfârșitul acestei prezentări să avem o idee clară. Ne trebuie o automatizare sau nu ne trebuie o automatizare? Unele sunt destul de scumpe, fac o groază de măsurători, altele sunt destul de ieftine, nu fac așa multe măsurători, unele permit comunicarea de la distanță cu ajutorul calculatorului sau cu ajutorul telefonului și atunci permit ca de la distanță eu să controlez starea generatorului de pornit, oprit sau să verific diferiți parametri ai acestuia, cum ar fi tensiunea, puterea consumată în momentul respectiv sau o groază de alți parametri pe care interfața mi-i pune la dispoziție. În săptămânile trecute noi am făcut un film despre treaba asta, legat de una din variantele pe care noi le propunem, realizată cu comunicatorul de la SmartGen CMM366A. Am să dau direct căutare și pagina ne întoarce câteva soluții. Avem o variantă, ia să le deschidem noi așa, în taburi separate ca să putem comuta de la una la alta mult mai simplu și să vorbim despre fiecare în parte. Da. O groază, oferta este destul de bogată în funcție de puterea necesară în clădirea în care va funcționa această automatizare, veți avea de optat între mai multe variante. Variante de 250 de amperi consum per clădire sau 125 sau 63, iar aici diferența o face contactorul din interiorul automatizării. În rest, ele sunt relativ identice. Mergând mai departe, ajungem la ultima variantă pe care am găsit-o eu astăzi și anume Stagger FD, cum se numește produsul, 3600 plus ATS, generator open frame de 2,8 kW, monofaza, benzină plus automatizare. Noi o să vorbim astăzi doar de automatizare, făcând referire la generator doar prin faptul că sunt vândute ca și kit. E o automatizare simplă, primite comanda la distanța generatorului, însă tipul ăsta de automatizare are o chestiune în plus. Aici este butonul de start-stop, adică auto și manual a funcționării cutiei de automatizare. Bun, haideți să discutăm despre fotografia asta. HouseNet indică faptul că rețeaua electrică este prezentă și n-am niciun motiv să pornesc generatorul. Următorul bec de jos indică faptul că generatorul este pornit și livrează tensiune. Becul de auto se aprinde în care butonul de auto este cuplat pe modul auto pentru a reacționa automat la prezența sau lipsa tensiunii din rețea. Mai e un buton de failure care îmi indică o avarie în cazul în care se întâmplă o avarie. Ori în generator, să zicem, după 3 încercări de a-l porni, nu a pornit din cauza lipsei de combustibil sau vreun blocaj mecanic sau mai știu eu ce altă situație, dacă după 3 încercări automatizarea nu primește tensiune înapoi ca certificarea faptului că generatorul a pornit, atunci încetează orice operațiune de a încerca să mai repornească generatorul și îmi aprinde becul de failure, informându-mă despre această eroare. Comunicarea, în schimb, între automatizare și generator se face pe o mufă cu mult mai multe fire. Mufele conțin 10 pini, din care sunt folosiți 6 fire. Deci comunicarea e cu mult mai bogată între acest tip de automatizare și generator, dat fiind faptul că la pornire acest tip de automatizare trebuie să tragă șocul, să comande generatorului să-și tragă șocul. Și atunci treaba asta se face cu ajutorul unui electromotor care este comandat de placa electronică din această cutie. În cutia de generator, aici sub capacul ăsta, se află o placă electronică care comandă prin cablul ăsta cu mai multe fire, trimite o tensiune și către acel motor de șoc, care trage clapeta de șoc, ajută generatorul să pornească, după care împinge clapeta de șoc la loc. Lucrul ăsta, în mod normal, îl faci când rămâi fără baterie, să zicem, la
generator, îl face operatorul manual. Mă duc frumos lângă generator, îl dau din poziția de auto, îl dau pe poziția manual, trag șocul și trag la soară și îmi pornesc generatorul manual. Pentru că, dar dacă nu sunt acolo și vreau să-mi pornească generatorul automat, e clar că șocul ăla trebuie tras de către cineva. E, chestia asta este făcută de această cutiuță. Deci nu e chiar o simplă cutie, dar este o cutie de automatizare gândită și creată special pentru generatoarele din clasa FD. Că e FD din ăsta mic, cum am găsit noi acum, sau că e de 6500 sau 10000 sau mai știu eu ce, toate FD-urile, toate generatoarele Stagger din gama sau din seria FD cu ATS folosesc acest tip de cutie. Evident, diferă și în acest caz, ca și în cazurile precedente, diferă puterea contactorilor. Dar partea logică de control, de șoc armat, dezarmat și pornirea generatorului și verificarea tensiunii generatorului și a rețelei este făcută de electronica din acest capacul ăsta, din această cutie. Deci nu e o automatizare foarte simplă, nu e nici vreo complicațiune, însă e o automatizare creată special pentru gama de FD-uri. În partea stângă o să vedem sursa de încărcare, care dă un 12V. De data asta, sursa nu mai este în două variante, ci este doar de 12V. Tipul ăsta de automatizare, fiind proiectat doar pentru gama asta micuță de generatoare, care nu folosesc decât baterii la 12V. Și atunci sursa nu e diferită niciodată, la niciunul din modelele din gama FD. Cum e un generator simplu, eficace, funcțional, la fel a fost gândită și automatizarea, simplă, eficace, funcțională. Că e un kit care se pretează foarte confortabil pentru o casă de vacanță. Poate să existe o varietate mare de posibilități în care tipul ăsta de generator și automatizare să funcționeze. Bun, are un preț care eu zic că e un preț corect. Atenție la prețul ăsta, vorbim de automatizarea plus generatorul, nu doar automatizarea. Să nu înțelegem greșit. Hai să vedem în câteva cuvinte detalii despre această automatizare. Automatizarea este dotată cu relee de modificare a tensiunii minime și maxime, sigur că da, a rețelei principale, pentru care generatorul va primi comanda de pornire. Sunt foarte dese cazurile în care tensiunea de la rețea variază destul de mult, iar generatorul o va considera inacceptabilă, respectiv va primi comanda de pornire. Pentru a evita funcționarea pe generator, deși rețeaua are tensiune relativ bună, se pot modifica pragurile acceptate de echipament. Totuși, limitele vor trebui modificate în plaje rezonabile. Aici o să facem o paranteză, pentru că de foarte multe ori colegii mei de pe teren ne informează cum că au solicitări de la beneficiari ca pragul inferior al unei automatizări să fie coborât undeva spre 170V, datorită faptului că aflându-se în diverse, în sat, la capăt de rețea și așa mai departe, la el tensiunea la rețea este foarte mică, în general cade spre 170V, 170-180V, adică dacă crește peste pragul ăsta, deja se poate considera fericit. Deși nu e cazul, pentru că la rândul său și clientul a semnat un contract cu Enel în care Enelul și-a luat angajamentul că îi va oferi 230V, nu mai puțin. Sau dacă îi oferă mai puțin, pentru foarte scurt timp, pentru cazul de avarii în rețea și așa mai departe. Nu că în permanență clientul ăla va trebui să mulțumească cu 170V, 180V. Pentru că în cazul ăsta clientul atât ar trebui să plătească la Enel. Da? Revenind, colegii mei se plâng că sunt solicitări din partea acestor clienți să scadă valorile de referință, valorile minime de referință ale tensiunii pe la praguri de 170-175V. Lucru care, sigur, electronica sau relee electromecanice din variantele pe care le-am prezentat până acum de automatizări permit lucrul ăla, permit coborârea pragului până acolo. Însă,
ăsta este un cuțit cu două tăișuri, pentru că avem o situație în care ne dăm singuri cu stângul în drept. Bobinele electromagnetice ale contactorului, bobina care îmi învârte contactorul în cazul automatizărilor de tip IA, îmi învârte motorul ăla, îmi învârte contactorul în stânga sau pe zero sau în dreapta, bobinele alea sunt făcute să funcționeze la 230 de volți, adică sunt făcute să funcționeze fără eroare în performanțe maxime la o tensiune standard de 230 de volți. Nu mai mică. Eu coborând aceste praguri, e clar că releul îmi va vedea acea tensiune și electronica din spatele releului, din cutia de automatizare, indiferent de care, va sesiza faptul că s-a ajuns la pragul de la care el trebuie să execute contactarea, să execute comutarea pe generator. Trebuie avut în vedere că bobinele acestor generatoare nu bobina ce până la urmă ce face bobina? Generează un câmp electromagnetic care lipește contactele în poziție fermă. Și câmpul ăsta magnetic ține contactele în poziție fermă la tensiunea de 230 de volți, la tensiunea de sub 230 de volți, chiar mult mai jos, adică la 170, 175, 180 de volți, câmpul ăla nu mai este suficient de stabil, e instabil și atunci apar imperfecțiuni în cuplarea acelei bobine, acelor bobine, acelor contactoare, acelor contacte, acelor poli. Da? Apar tot felul de probleme, adică presiunea pe poli nu mai este aceeași, nefiind presiune mare, crește riscul de a apare scântei, de a se încinge polii, de a apare scântei, eventual să ia foc, datorită faptului că ăștia nu stau bine închiși, fiindcă eu am coborât pragul foarte jos, doar pentru ca să-mi cuplez generatorul când tensiunea mea e foarte joasă. Automatizarea va răspunde solicitărilor de a acționa generatorul, pornirea și oprirea lui, și la o plajă mai joasă. La fel de valabil este și pentru situația în care tensiunea depășește pragul superior. Așa stă în lucrurile, hai să facem o recapitulare. Așa. Pentru a evita... Așa. Tot din acest releu se poate modifica timpul de întârziere a comenzii de pornire a generatorului. Astfel se evită pornirea atunci când tensiunea din rețea dispare pentru intervale foarte scurte de timp, de genul câteva secunde. Adică, într-adevăr, dacă apare doar o cădere de rețea de o secundă, două, trei, într-adevăr, contactorul nu sare de acolo. Adică, nu că nu sare. Generatorul nu pornește. Electronica din automatizare păstrează starea de oprire a generatorului pentru a nu îl comanda să-l oprească pentru o lipsă de tensiune de 2-3 secunde. Că ăla nici nu apucă să pornească în 2-3 secunde, ăla nici nu apucă să execute funcția de pornire până trage combustibil, până preîncălzește, până nici nu apucă să pornească și deja tensiunea și-a revenit. Deci aceste întârzieri sunt foarte bune și trebuie tratate cu mare responsabilitate și cu mare grijă, pentru că ele evită porniri repetate ale generatorului de care nu e nevoie sau decuplări de pe rețea și cuplări către generator și viceversa, când iarăși nu e nevoie, doar pentru scurte momente când tensiunea din rețea variază. Curentul contactorilor automatizării din tipul ăsta de automatizare este de 32 de amperi, iar lungimea cablului dintre generator și automatizare are 3 metri. Probabil că la fel sunt și celelalte, deși eu parcă să ne amintesc că am zis de 4 metri. Deci cam asta a fost o scurtă trecere revistă a acestor automatizări aflată în oferta ProEnerg. Revenim. Ce face o automatizare? Păi automatizare, în cadrul rețelei electrice de la cabană, de la casa de vacanță, îmi asigură faptul că în cazul în care tensiunea din rețeaua națională este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de câteva secunde pe care eu pot să le setez sau variază ca tensiune sub un anumit prag sau peste un anumit prag, această automatizare sau acest tip de automatizări pot lua decizia
de a decupla consumatorii de la rețea, îmi comandă pornirea generatorului de backup și după ce generatorul a pornit, comandă contactorul să-mi comute consumatorul pe generator. În tot acest timp, se uită în continuare în rețea, la tensiunea din rețea, pentru a face măsurător și pentru a face observații dacă tensiunea din rețea și-a revenit. Dacă tensiunea din rețea și-a revenit și este stabilă un timp bine determinat, de să zicem 10, 20, 30 de secunde, 3, 4 minute, toate astea sunt reglabile în panourile digitale. Dacă tensiunea și-a revenit și este stabilă pentru, cum am spus, perioada pe care noi am determinat-o la alegere, comandă contactorii să mute consumatorul pe rețea înapoi de pe generator și să oprească, evident, generatorul tot după un anumit timp, pentru a-i lăsa generatorului o scurtă perioadă de cooldown, de răcorire, dacă vreți. Bun, prieteni, vom posta acest film pe adresa noastră de YouTube, la ProEnergheSA, așa că dacă aveți întrebări, nelămuriri sau vedeți o altă automatizare în cadrul ofertei ProEnerg de care vreți să discutăm mai în detaliu, evident, eventual să le și punem pe masă, să le prezentăm aici, deși eu am considerat că nu e necesar, având fotografiile de pe site, am considerat că nu mai e necesar să le și pun pe masă, să vorbim despre ele, dar dacă considerați că e utilă treaba asta și vreți să vorbim de anumite chestiuni specifice, de cum se programează panourile de pe automatizări sau care sunt pragurile și cum se reglează pragurile de tensiune și de timp de execuție din vreuna din automatizările din oferta ProEnerg, scrieți-mi în cadrul comentariilor de sub videoclip și în cel mai scurt timp voi răspunde la ele și vom lua o decizie în consecință. Până la o emisiune viitoare, Cornel Lazar am fost eu, de la ProEnerg, vă salut, toate bune!